Yeah.
Și nu te interesează dacă fanii tăi sunt din București sau din Abu Dhabi sau din Indonezia, poate e ok să apelezi la această modalitate. Ui, ai mulți fani din Mexic, în cazul de față. Nu știu dacă a apelat la asta. E doar un exemplu. Dacă, în schimb, ești un brand foarte local, nu știu, ești Starbucks București, are de ce, mai de ce să investești să pun pe bike-uri ieftine din Egipt sau din Peru, nu? Ei, dar, pe de altă parte, platforma în sine nu are cum să nu reacționeze la aceste abuzuri, nu are cum să nu încerce să regleze aceste abuzuri. Uitați-vă la ce se întâmplă, din păcate, cu foarte mulți publisher care abuzează Facebook la modul grobian, folosind, în multe cazuri, n-am un alt lucru mai bun decât minciuni, pur și simplu. Adică s-a împământenit un soi de regulă, mințind pe Facebook, spunem adevărul pe site. Și adică Facebook nu e nimeni. Adică, mă rog, în cazul fericit. Senzațional, s-a întâmplat nu știu ce chestie, o să rămâi mult, vezi pe aia. Și ajungi în site și o chestie, banală. Adică, și sunt foarte mulți, ca să dăm exemplu, publisheri care sunt și foarte vocali și foarte mulțumiți. Și, mă rog, eu am 60 și ceva de publisheri în rețea, adică îi critic chiar și pe mei. Sunt, mamă, de ce nu mai am venit la postul? Păi nu mai, pentru că modul în care ai abuzat platforma, ți-a redus aici. Nu? Și normal că mulți, poate mulți fani n-au dat la like sau n-au interacționat cu postul pe lume sau prins că încerci să-i păcălești. Și asta e, trebuie să găsești și alte metode să folosești fanii aia în scopuri comerciale. Pentru a fi ieri, update-ul Facebook a fost destul de trist. Cred că a fost acela sentiment cu primul update Google Panda. A fost o curățire, așa cum spunea Dragos Canca, care era naturală și normală că o să vină la un moment dat. Scăderea pe postările comerciale, pentru că na, e logic, în afiliere, în general, se exploata la maxim rețeaua. A fost drastică. Îmi gândesc că la modul real a scăzut undeva de 6-7 ori reach-ul total pe o pagină. Ce să spun, a fost destul de trist. Deci, luna decembrie, unde mai ales pe afiliere, erau așteptări mari și foarte mari, a fost destul de dezamăgitor. Iar 2014, care e planul în 2014? Am mai trecut și de alte update-uri, am inventat altceva, am mers mai departe. Pentru mine Facebook la urmă rămâne o foarte bună și cred că o folosesc cu plăcere. Iar parafrazez pe Dragoș, atâta timp cât reușesc să te adresezi într-un mod corect publicului tău, când poți să-ți dimensionezi corect și să-ți ajuți postările cu niște bugete de bun simț, ca să spun așa, poți să folosești în continuare Facebook, pe afiliere, fără dificultăți. Vă întrebarea din sală în momentul ăsta? Nu uitați de pe Facebook. Bun, dacă nu, mă punem la întrebările care au fost puse pe loc. S-a și discutat un pic mai devreme aici, că s-au fost schimbă la nivel de tarifare a reclamelor. De oare să mergem la nivel de să schimbă? Din nou, în permanență se testează și pe grupuri mai mici și noi feature-uri formate și așa mai departe. S-a introdus, pentru că mi-a știe că s-a introdus și retargetarea și așa. Există și alte tool-uri care evoluează și pe care încearcă, mă rog, platforma să le aducă pentru avantajul celor care doresc să folosesc în scop comercial. De exemplu, nu știu, se pot folosi custom audiences în care poți să intersectezi o bază de date offline cu baza de user Facebook și să poți să dai mesaje targetate și așa mai departe. Toate aceste formate și noile butoane de tortul aici și am implementat acum câteva zile și așa mai departe, toate acestea vin oarecum în sprijinul celor care doresc să folosească Facebook cu bună credință. Nu spun și nici nu sunt în putere. Deci să spun că neapărat, din păcate, orice produs mass market, în vecea și altă discuție, orice produs mass market nu are cum să se adreseze doar eliterilor și celor care pun doar content legitim. Și,
are Facebook acum activ în România lunar, evident, între cei 7 milioane, așa cum e și mă rog, împărțirea demografică, există și oameni mai puțin cultivați, mai puțin, nu știu, nu te românește, există și nesimțit, mai e ca pe stradă, nu? Nu știu cum e, procentul de idioții din media totală a populației e oarecum constantă. Da, există și acolo și depinde de noi dacă folosim lucrurile pe care le avem la dispoziție, să selectăm ce dorim, să vedem în newsfeed, să dăm hide from newsfeed la anumite postări și așa mai departe. E un proces și în zona de contă, pot să spun că principiile de media și, mă rog, principiul care hrănește social media se aplică unul la unul, adică selecția naturală, da? La un moment dat, fiecare are dreptul să dea brand, să dea friend, să dea unfollow, să dea... Există opțiuni, sigur. Un alt lucru interesant este că avem tendința sau, mă rog, nu costă nimic să dai bani, adică inclusiv la un pagină de brand. Și dacă ne uităm puțin la cifre, vedem că în momentul ăsta România stă destul de bine așa în media mondială. Adică unul mediu de prieteni per user în România este undeva la 170. Numărul de pagini care au primit like de la userii români se apropie undeva de 25-30 acum, comparativ cu statul de 70, de exemplu, și cam la jumătate din cât se întâmplă în UK. Dar gândiți-vă că dacă avem în medie, că probabil mai ăștia din sală, deci suntem mai internet fix, avem mult mai mulți prieteni și activitatea mai susținută. Să zicem, mă rog, un user mediu are 170 de prieteni și are 25 de pagini care le dau like. Doar acești 169 de prieteni plus 25 de pagini se apropie deja de 200 de surse, da, de content, care postează, să spunem, să zicem, minim două chestii pe zi. Sunt unii care postează și 10 și 20, poate cele postează și 200, de exemplu, concret. Dar să spunem că dacă doar ai deja 400-500 de lucruri la care, teoretic, ar trebui sau ai putea să te poți în fiecare zi. E clar că nu ai cum să, dacă alogi acelor 200 ori 2, 400, nu știu, un minut, da? Deja e un timp semnificativ pe care ar trebui să-l petreci doar răsfoind, să răsfoind newsfeed. Și aici vine provocarea pentru marketer, pentru... De aici aș critică pâine agenție digitale și mai departe. Care sunt metodele prin care în această gălăgie generală și în această babilonată reușești să ai share of voice? Cum reușești să ajungi să ai engagement cu fanii paginii tale? Ce fel de content e relevant sau nu pentru ei? Pentru că sunt pagini care, dintre clienții noștri și dintre brand-urile cu care lucrăm, care pun lucruri pe care eu nu le-aș citi nevoie, dar care pentru lucrurile respectiv sunt foarte relevante. Adică eu, de exemplu, dacă au dat like unei pagini de fashion, să zic, probabil că nu m-ar interesa să văd doar produse. Dar uite că foarte des se întâmplă și am discuții cu colegi cu care colaborăm, care spun, băi, dacă le punem altceva, îi derutăm. Nu, ei vor, de fapt, au dat like, că vor să vadă produsele alea. De asta au dat like, nu vor să vadă și povești de stil și sfaturi de cum să se îmbrace de vreme de zile și nu știu. M-am produs, ăsta e produs, am lansat astăziat, ăsta e prețul, vezi, uite aici, aveți cumpără mai desfaturi. Și asta spun, în alte cazuri nu se aplică această regulă. În alte cazuri trebuie să găsești povești, să găsești aplicații, să găsești metode să-i faci să fie acolo pentru tine și să, mă rog, dai un ghiet metodul pe care și-l doresc toți vreau de mine. Deci, în ce cum merge? Cred că mulți, mă rog, aici iarăși, noi vorbim de niște anumite lucruri, aș spune ce faci, dar dacă vorbim că un public mai larg, sau, mă rog, cred eu să sunt convins că sunt mulți care știu ce fac, dar într-un aspectul mai larg, nu știu, noi până am trecut, de exemplu, aveam și am așa brief-uri, mie personal mi se părea ușor aberantă, de genul, vreau să am mai mulți fani pe pagină decât concurentul meu X. Ok, de ce? Nu mă interesează. Adică, la mine, la headquarter, când mă judecă la KPI, eu vor să depășesc, eu să fiu mai... Tu ești bancă, vinzi graduri, cred.
ok, vrei între 16 și 20 de ani, ia daci 200.000 de franci pe săptămână, nu are o problemă să facă un concurs așa. Dar îți folosesc la ceva, ai un mesaj pentru ei, ai burse pentru elevi, ai... adică aici e, și ce e bine, după părerea mea, și toată discuția asta este utilă, e că relevanța a devenit un topic de discuție mult mai prezent decât înainte. Înainte era o cantitate. Vreau să am ce mai răsfană, să fiu un bărbat pe nici am jucare. Ok, acum ce faci eu? Sunt relevanți? Sunt cumpărători? Sau întorți? Care era tata de engagement versus concurența și engagement ăsta e pozitiv, e negativ? Cum e? Da, am tot de sincer, și pe știu de bani. Dar nu știu cum să tot pe Facebook-ul ăla. Uite, nu știu de prezentat. Sunt legate de modificări, așa de targetare. Da, da, da. Să am discutat un pic mai devreme. Mă zic, mai devreme. N-ai nicio întrebare pentru ei? Despre tot la targetare? Că aș fi mai ținut rău și apoi de ce. Hai să vă zic. În principiu, dar nu o să pot să spun exact ce facem și ce... Nu trebuie să dăm neapta foarte secretos. Ce pot să vă spun e că în foarte mulți ani de internet am atât câteva lucruri, între care ar fi și așa de atât. A lăsat puțin Facebook-ul să așeze înainte să intre în toate nebunile pe care le lansează. Plus că mai... toate strategiile pe care noi le facem pentru clienții noștri, comandă nu sunt pe 6 luni. Cred că e comandă mic, 2 ani, 3 ani. Iar în aceste afecturi, parte din ele și mai multe facem ca să nu ne afecteze dacă se întâmplă ceva, dacă cred că mai fac un apel, dacă îți mai stii bine ceva, știi? Strategia, scuză-mă, strategia de te duce ca și rezultat, apare 6 luni de ele. Nu, spuneam că strategii pe care le facem noi au niște obiective, care sunt pe un an, doi, trei. Deci dacă a apărut ceva Facebook de retalitare în ianuarie, pe mine, sincer, în momentul ăsta nu m-a afectat pe tare. Și nici nu mă ajută să ne îmbrătesc obiectivele mele, înțelegi? Probabil o să fim proactiv după ce mai văd și mai face piața și o să merg într-o direcție sau altă, dar de moment o sunt foarte ok. În regulă, dar din punctul meu de vedere, Facebook are rezultat după o zi pe alta. Adică poți să vezi ce-i cheltuit ieri și ce rezultat ai ajutat două ani, ce ai arătat. Problema asta e, problema e cea de câștigare. Exact. Bine, de asta e la e-commerce mai mult, dar mai sunt branduri care au... Eu vorbește strict de comerț, se vorbește de branduri. Am înțeles, eu spuneam... Vodafone, tu ești comercial, de exact, da, ceea ce-i conturiesc. Microfonul la mine. O întrebare întâlnă pentru Ziana și pentru ceilalți. Ce mai spun? Conținut care se trebuie o conversie, primele de conversie, de cost pe conversie. Conținut și timp să generezi pagini care să-ți atragă cumpărători sau reclame pe Facebook care te trimite și eu pe magazinele pentru care trebuie să generezi vânzări. Ai calculat? Ai vândut? Cred că sunt la egalitate. Există un efort și o investiție în ambele direcții. Adică chiar dacă gândesc, ok, contentul fac doar eu, dar pierd timp, timpul înseamnă bani și îi puțin la mine sau la mărimea la care sunt. Pe azi s-ar vrea să fie mai simplu. Îl generez, să las merge, eventual mai controlez din când în când, cum stau ca mai lor, cum mai reglez sau ceva de genul ăsta. Cheltuim mai puțin timp pe azi, e rândonat. Deci sunt undeva egalitate. Zic asta și ideea care tu erai un fan al micronișelor și cel puțin pe piața la noi, te-ai promovat foarte mult asta. Da, pe timpul lor. Site-ul de micronișe nu sunt aceea, ci doar de ce aceea, și nu proșetate, info sau nu știu. Și încă mai dai tips-urile alea despre domenii libere. Și acum te-ai mutat către Facebook, unde ai făcut parțial același lucru să generezi comunități mici pe diferite nișe. Am observat că s-a schimbat totuși ceva. Nu, asta se întâmplă acum. Și acolo, ca să fie mai mult, aveau un dat de oameni care generau. Asta era ideea. Generez de conținut, ca să te investezi și în SEO, să ai public relevant pe categoria respectivă. Mai faci asta, vrei să construiești în continuare pagini din astea pe... Hai să iau la început vis-a-vis de întrebare, la care am plecat tu discuția. Ceea ce a fost o legătură anii trecuți, ca și cantitate, cantitatea a devenit acum piatra de moară.
Pentru că brusc nu îți mai dorești să te adresezi unui volum foarte mare și incontrolabil de public, care înainte nu conta, nu mai vrea să fie cât mai segmentat. Dacă ai 100.000 de oameni în pagină, mă repet, până acum, până în, nu știu, noiembrie, până în decembrie, eu conta, ok. Vedeau 16.000, ceea ce postez eu. Și aceea un volum și asta era tot. Acum, segmentezi, acum ți-ai dorit să nu ai 100.000 de oameni, ți-ai dorit să ai 18.000 de femei, 18 și 24, care le plac patofios, ce mi-a să poată toate numărul 36. Dar Facebook îți permite să te adresezi destul de segmentat. Și asta este o greșeală pe care o văd curent în acest moment, că în continuare afilieții postează la modul general. Foarte puțin postează segmentat. Deci intră pe pagină și nu postează doar către femei, către o anumită vârstă, ca să mai zică locație. Postează tot în general. Și atunci nu este bine. Dacă ai și întrebați pe pagină, poți să te adresezi doar către ei, la modul simplu. Da? Dacă vrei să promovezi asigurările, nu le promovezi către bărbați între 13 și 17 ani. Nu va fi de ajutor. Da? Poți să încerci ceva din zona IT. Deci, până acum făceam volum, acum facem segmentare din punctul meu de vedere și încercăm să ne folosim de toate momentele pe care le-am dat Facebook ca să ne revenim, să mergem un pic pe canalul corect. Și eu cred că este ok. Adică, bine, decembrie a fost în vacanță, am plâns în pernă după update, în ianuarie am testat, acum în februarie, mă rog, am trecut de jumătate, estimez că fac în februarie cât am făcut în noiembrie anul trecut, ceea ce este foarte bine pentru mine. Pe aceleași pagini de Facebook, doar că am schimbat un pic strategia și, într-adevăr, am și cheltuit un pic. Dacă până acum nu eram interesat de promovare, acum am educat că trebuie să lucrăm și un pic de bonus. Nu este chiar atât de dureros din punctul meu de vedere, doar că trebuie să fim mai atenți și mai selectivi. Și poate aici, într-adevăr, ce de spune Dorin mi-a ajutat, că eu mai segmentat și înainte, mi-a plăcut ideea din micronișe și totdeauna am încercat să fiu foarte atent la publicul pe care îl am și pe care îl exploatez. Pentru că, na, pe afiliere și pe comerț, cam asta faci, exploatezi. Dacă ai fi să părțim procentual lucrurile de marketing, cum ai fi, cât la sută faci în instituție pe Facebook, cât la sută creare conținut original sau valoros, să fie dare pe tot ce ce acolo. Nu am înțeles, dacă conținut pe Facebook și cealaltă conținut pe ce? De lucru ca să te afiliezi, trebuie să faci oarecum un fel de marketing integrat, să faci și SEO, să faci AdWords, să faci și PPC, nu faci AdWords, să faci și Facebook, să faci și copiii. Pentru că nu o să știu care este cea câștigătoare. Da? Da, nu știu. Cum spunea deputat, cât la sută ai afiliere? 25%, nu? Da. Înseamnă că un canal care merge și care îi spune ei, da? Dacă era afiliat la 5%, e clar că un canal care îi dă ok și care nu îl promovează, adică nu faci bani. Exact așa faci și tu. La nivel de test, Acolo bagi. Deci, toată, testările nu le faci cu scop de a vedea, de a avea profit. Testările le faci ca să vezi cum stai. În momentul în care ai testat și ai luat niște concluzii, atunci tu știi ce care îți împart bugetele. Cât vrei pentru SEO și cât scoți din SEO, cât vrei pentru AdWords și cât scoți din AdWords. Uite, tot de pe față, acum îl folosesc pentru ca și cobai. Pentru că este foarte clar, pe afiliere dă X lei, scoate Y lei. E mulțumit, nu e mulțumit. Pentru că Facebook caz. Investește X lei, scoate Y lei. E mulțumit, e foarte mulțumit. Pe AdWords n-am găsit o situație câștigătoare. Și atunci nu investește, sau investește foarte puțin. Da? Deci, tu trebuie să fii celul pe care știi când îți oscilezi bugetele și nu le folosești, dar undeva vis-a-vis de performanță. Am întrebat? Am fost un proiect. Da. Ca și oră de postare pe Facebook, ce ore recomandați? Nu știu, undeva 10-22. Aveți în funcție de mod pagini și am venit să trebuie să vedeți cam care flow. În principiu, la pagini analizate în ultima vreme de noi, mai mult spus de vreme, neapărat, vârful e cam 9-23. 23 și
mai există și dimineața, la un moment dat. Dar există un insights. Să trebuie să vă uitați în profunzime în datele de acolo. Iar legat de întrebarea mea anterioară, răspunsul sunt precizat. În mediul pe social media există, se cam rulează limitele, de exemplu, apropo de întrebarea cu ad-uri versus conținut. Un content bun poate fi boostat sau poate fi transformat în ad și poate fi relevant pentru publicul paginii respective. Apropo de SEO și micro-nișe versus marketingul de brand. Am văzut recent un exemplu care mi s-a părut simpatic, cei de la Vola, de exemplu, au Vola, Vumro, bilete de avion, așa se cheamă pagina. Adică poate unii caută bilete de avion în stil Google, în Facebook și ajung tot în pagina lor. O strategie interesantă, adică un soi de combinație de social media cu SEO, dacă vreți. Deci, asta sunt lucrurile, se mai atenuează, se amestecă, se lucrează și în funcție de nișă, e foarte important. Nișă și doi, scopul paginii. Că poate ai scop de brand awareness sau de entertainment și nu te interesează neapărat doar strict o conversie. Răspunsul pe primul mai simplu. Aveți făceați doi români de niște statistici, inclusiv cu ori la care se pun cel mai bine. Pe care sunt cele mai probabile de publicat pe Facebook. Dacă spune că fashion să cheltuie foarte mult bani la două noapte, atunci asta e pe vreme și bani. Vând tricou, ia! Poate nu se vinde doar prin Facebook. Aveau. Da, ce atunci știi că au fost cele mai mari vânzări mai timp să luați șase. Eu de părere că mulți afiliați vor să facă direct bani. Cum spunea și Cristian, trebuie să investești în niște teste. Nu spune nimeni, asta merge. Da, dar zic că doar la greșeli sunt ceva diferit și doar la urmă. Hai, ai început, exact. Găsești informația. Găsești informația, trebuie să fii conștient că... Tot dau un contract. Exact. Trebuie să fii conștient că trebuie să investești ceva până începi să vezi ce merge. Vreau să vă fac un pic întrebarea în două public. Sunt două chestii diferite. Într-adevăr, poți să vezi în insights orele la care ai publicul pe pagină. Dar dacă te referi mai mult când este intenția lor de cumpărare, sigur, vis-a-vis de datele care ni le oferă din când în când două pagine, eu pot să spun din experiența mea, am observat trei pagine importante. Una este dimineața undeva între 10 și 11. Al doilea, oarecum logic, este după pauza de prânz, între 14 și 14.30. Și al treilea interval care este mai nou, ca să spun așa, deci în ultimele 12 luni și văd că urmea tot avansează în sus, este ultima la 20. Adică, de ce spun? Când am remarcat undeva mai spate, zicea că urmea după 19, după care 19.30, 20, acum am trebuit să zic eu undeva între 21 și 22.30. Mă repet, pe Facebook, în vizionare după o mare pe Facebook. Mă mai trebuie ceva, a crescut foarte mult accesarea Facebook-ului de tot mai sunt mobile. Contează asta când îți faci strategia, ce ar trebui făcut? Când se spunea că trebuie o întrebare foarte bună. Într-adevăr, la România, în momentul ăsta, avem 67% acces de mobil la nivelul unui lucru, adică oricine are un cont de Facebook, intră și automat. În general, cam 55, adică crește. Și dacă vreți un insight, există din ce în ce mai multe discuții, pentru că mai ales în țările emergente de tip Africa, India, există din ce în ce mai multe aceste pe tablete. Vă sfătuiesc să targetați din ce în ce mai mult newsfeed-uri, pentru că progresiv, ceea ce se numea înainte marketplace și apoi right-hand side, progresiv am migrat în newsfeed. Eu îmi permit, repet, nu în calitatea mea oficială, să anticipez că ad-urile din partea dreaptă vor migra cu totul și vor dispărea într-un viitor redesign. De ce? Pentru că unificarea sau, mă rog, procentul accesului din device-uri mobile, unde inclus și tabletele, crește atât de mult încât, la un moment dat, probabil design-ul va fi același, cu tablete și
comparare între... Și da, e un impact major pe care Facebook urmărește cu atenție și se și vede din noile evoluții, lansarea Paper și alte experimente care vor să vină în spiritul Messenger-ului, în spiritul generației mobile și în spiritul usage-ului. Există diferențe de preț între campaniile directe și cele de agenții digital? Se poate pe e-trei? Avem agenții, sau? Da. Mobilul se trebuie. Dar avem agenții. Dragă, cum stai că timp digital cu un de sute de există anumite diferențe în funcție de formatele alese. De exemplu, nu, ca să pare că mă nu recomand să lucrez cu noi dacă sunt bugete foarte punctuale, venite și foarte specifice și vă cunoașteți foarte bine publicul și pagina. În schimb, dacă volumele sunt puțin mai mari și vă deranjează, de exemplu, și cei care sunt în business înțeleg asta, nu știu, faptul că se iau banii real-time pe cardul în sensul. Noi putem să oferim anumite facilități, de exemplu, plata la 60 de zile sau, nu știu, pentru bugete ceva mai considerabile și mai ales pentru CPM, pentru că să nu uităm că Facebook are și CPM, nu doar CPC. Pentru CPM... Cost pe mii de clienți. La CPM, da, există și discuții de rebate la anumite bugete și volumea mare. Păstim, găsești ceva? Sunt ok. Doar la chestia cu mobile-ul, apropo de dragă cu Facebook-ul, ce puțin studii în site-ul pe publisher destul de mult, dar pe practic ce mai vreau din țara asta, Facebook-ul e deja în top 5, toate și 10 mai scade ca referere, iar Google-ul revit între ultimele locuri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, trebuie să taie orice titlu care mai apare cum trebuie să-și blog sau ce treba de genul va fi cumva al mobile. Nu, deja sunt de mai e o chestie că asta, să nu uite să leagă de asta. Că am primit o dată să fac, că mă pricep. Mă uitam o chestie interesantă, care chiar nu știam și am constatat în seara asta, că engagementul de mobile nu mai mare, deci la nivelul unei luni, în România sunt 4.600.000 care intră de pe mobil și interesant este că 65% din like-uri se dau de pe mobil. Deci din totalul like-urilor, adică 45% din comentarii și 65% din like-uri. Deci, mă rog, e oarecum logică, adică dacă ești pe device mobil, e mai greu să comentezi și sunt doar 45%. Dar 65% dau like, adică să vă gândiți puțin, nu știu, dacă, de exemplu, aveți campanii pe care targetați în funcție de sistem de operare telefon, să vă gândiți că oamenii sunt mult mai dispuși să aibă engagement de tip like decât engagement de tip comment. Adică nu îndemnați să lasă comentarii să vă așa de mai departe, mai complicat. Eu sunt afiliat prin pe direcția mea. Nu am acces la date statistice, sunt familia ajută ce ne spune colegul. A subliniat, trebuie să fiți atenți la formatul magazinelor. Eu, în acest moment, nu prea promovez un magazin care nu are o versiune bună de mobil. Nu spun că nu are o versiune, dar dacă nu are o versiune de mobil, ok, nu o promovez. Sunt magazine sonore, erau, dar au fi situația care au pus versiune de mobil, dar nu aveau cod două pară în pagina de finalizare a comenzii. Ideea este să testați. Deci, pur și simplu, dacă, nu știu, aveți o listă mai scurtă și vă recomand, în general, să aveți o listă mai scurtă de advertiser pe care îi preferați, testați și în acest punct de vedere. Testați pe un telefon mobil, testați pe o tabletă și vedeți care este experiența voastră ca utilizator în magazinul respectiv. Creșterea pe mobil este foarte mare, dar dacă sunteți un pic atent la acest aspect, eu cred că aveți o creștere de 10-15% în numărul de comisioane efectiv, ceea ce contează. Vă încurajez eu să puteți întrebări pentru că puteți mesajul foarte bine dacă sunteți în mai multe întrebări. Și mai am o întrebare de aici. Pentru voi, are și promovarea pe Facebook, se depășează
ca Facebook Ads să ajungă conversia din adulți. Dragul care a fost bine spre mine. Păi ce să zic eu? Da, mai mă și Facebook Google. Sunt subiectiv în asta. Nu, mă, de capul meu total de... Nu, conversi. Ca și conversii... ca și conversii la clienții care sunt în portofoliul Team Digital, most of them, ca să noi spun în numește, cei mai mulți dintre ei au conversii mai bune din Facebook, pentru că noi facem preponderent asta. Însă, overall market, nu au țin. Probabil că iarăși depinde mult de nu știu. Poate știu, Dorin? La noi, în rețea, la este lider prin două direcții, atât în vedere directă care le fac clienții prin Google, targeting direct, dar și prin promovarea proiectelor pe care le-am dat în ele, prin Facebook, însă și ca referral direct și ca promovare pe proiectele pe care le-am a crescut extrem de bine în 6 luni cu oameni, o creștere foarte puternică. Și de care a venit de fața și de mai prietene noastră, targetarea mai bună. Procentual? Cât înseamnă Facebook în total de... Nu știu, dar procentul e important. Mai mult decât 50 ani, atunci care zice mai mult. Deci crește foarte bine. Eu cred că se pune problema să se renunțe la multe canale. Vedere, Facebook aduce niște consumatori plus, de fapt. Rămâne valabil că atunci când vrei să cauți totuși preț iPhone din principiu de face pe Google și de acolo să aduci fiecare direct mai pe direct pe magazin, fiecare prin activiare, în portează mai puțin evaluarea importanței. Dar Facebook aduce oameni convinși de multe ori prieteni, care sunt numite anunțătoare de acolo. Eu ce ofer ca voi, acum că stafia, e mai discutabil, dar asta e foarte mișto. Facebook aduce oamenii în internet, în general, asta este foarte tare și am dus mă rog, nu acolo, dar sunt despre aproape toți. Dar oameni care nu vedeau interfața Google sau un browser pe care îl folosau, nu știu de unde să o ia, până au și au un cont de Facebook și fac, e simplu, fac altceva cu tine, digestul sau recomandările și automat ajung și la magazine. Apoi de vreau să zic o chestie apropo de ce se promovește și ce se promovește. Mi s-a părut totdeauna foarte interesat și aproape imprevizibil care pot să vorbim live și care au și mai multe din contentul personal, pe tema cu contentul personal de Facebook, dar și ca apel. În schimb este foarte bine să fie extrem de atent. Aici ceva ce dacă un post pe care îl puneți, acum ar fi promovat un produs, că promovat nou sediu, în primit cum am dat eu o poză cu un sediu, o care nu e 80 de lei. Și nu era nici poza foarte bună, n-am făcut 80 de lei. Aici pe jos, se ia dintr-o puțină și... Imediat, puneți 10, 20, 30 de dolari pe euro, dacă ați ceva, poate vă așteptați, dar e ok. Nu se știe, ok. Exact, dar ceva s-a întâmplat, ai venit o coadă, nu te mai gândi, cum la... Pune bani, bani, imediat. Vă din modul de reclame, îți dau ceva și de la... Vrei să promovezi ca să-ți reducere la ceva. Da, categorie, vrei să faci. Dar până la urmă, dacă ai pus un post și ăla are o viabilitate, promovându-l, obții și alte lucruri. Obții awareness, obții emoție pe care, la care se pare că reacționează. Nu se simte imediat în vânzări, poate. Dar cred că merită testat și învățat și investit. Mi se pare foarte tare că s-au am avut multe discuții la grupul și la grupul de update-urile Google și de Facebook și de comparatoare de prețuri, că nu o să mai
meargă la afilierea, nu o să mai meargă la afilierea, nu o să mai meargă la Facebook. Se preocupează atât de mică, se crește atât de repede, și asta mă refer și la consumatori și la cumpărători, care ne dă la comerț online în România versus retail tradițional, loc de creștere este fabulos. Deci ne vorbim de o piață de care poate atinge un miliard anul ăsta, piața de comerț online în România, un miliard de euro, versus minim 20 miliarde în retail tradițional. Și bani pe care românii, acum, în piața de astăzi, care și n-au bani, de ei încetesc. Acolo este focusul. Și acolo trebuie să ne ducem. Loc de crescut este menor. Nu cred că neapărat competitorii sunteți voi între voi, nici afiliații între ei și nici magazinele pe cât eventual criteriul tradițional. Și dacă s-ar fi mai puțin problema de să facem să luăm clienții magazinului X sau afiliatului Y, cât ar vedea real potențial și unde sunt consumatorii noi. Ar fi loc de creștere foarte mare. Dar după care pe Google tot timpul cu Covid, la tot ce vând, sunt 10 persoane dintre care de 8 n-au auzit, care sunt constant cu propagandă de presă cu care mai discutăm și care au 200 de clienți, care doar 30 sunt mai mai interesant, nu au auzit. Oamenii am plătesc în de lume, cu posting, cu reclamă, și vând. Aia e piață, e piață enormă și cei care au prins și nu trebuie a spus deja au prins foarte multe crescători, ar trebui să continua să creșteți mai mult decât piață. Nu cred că se pune problema ca în general comerțul online și nici afilierea și nici Facebook să se cadă într-un orizont previsibil. Cred că se pune doar problema să identificăm corect oportunitatea și să investim timp și competență și ceva la sfârșit doar. Cred că trebuie să încheiem pentru că am târziu. O să mai țin un pic microfonul. Mulțumesc, Adrian, mulțumesc pentru invitație. Haideți să dau prieteni acum. Și uite, dacă tot o să le rog pe colegele noastre să dea prieteni. Nu știu cum să fac să se ducă mai la colegi pentru care se întoarcă, pentru că primul unul este de aici. Am venit la aici. E de repriare de nu e vreo de aici. Al doilea câștigător este Ardei de la Canal D. Happy affiliate.